G2-a, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17 pe Barbă Neagră. Suntem cu alea la BGA. Încă nu am mai vândut pentru că mi s-a stricat. N-am salvat eu de data trecută ruta, așa că trebuie să o fac din nou. Dar am profitat de timpul ăsta și am aplatizat al doilea bunker cu alea. Cred că o să mai rămână un pic pe aici pe afară. Dar hai să mai urcăm și pe partea asta. Îl luăm pe ăsta și îl parcăm, după care iau tot așa nivelatorul și îl împing un pic și pun ceaful ăla la fermentat, pentru că nu mai are mult, compactarea nu mai durează foarte mult și după aia să pot să-l vând. Alrighty, cred că după ce o să se fermenteze, cred că o să-mi niveleze un picuț așa mai mult din câte am observat eu la celălalt. Dar până una alta să nu pierdem nimic de aici, pentru că suntem chitroși și îi dăm... Uite așa, aici odată. Îi mai dau un pic și pe laterale, să fie frumos. Și după aia ne ducem și în partea cealaltă, că avem o mică problemă așa acolo. Așa. Sus. Nu prea urcă ăsta, n-are o cursă atât de mare, știi? Și chestia asta nu e cea mai bună din lume, dar na. Da, am descoperit că deci cu Corsplay e cea mai bună soluție din lume, este mult mai bine decât cu benzi chiar. Nu știu, mie benzile întotdeauna mi-au dat bătăi de cap, pentru că mereu trebuie să stai să le muți mai încolo. După ce se termină materialul din zona lor, tu trebuie să le muți, știi? Pentru că ele nu mai au material în zona aia și o durere în fund să faci asta mereu. Așa că Corsplay, baby, Corsplay. Dacă Corsplay ar fi valabil și în multiplayer, vai de viața mea, ce fain ar fi! Hai să ieșim de aici din mod. Și uite, da, aici mai avem. Punem jos. Râșcâim tot. Hoța! Ok. Cred că trebuie să mai trag după o rundă. Mi se pare cam la 90% sau 80% compactarea. Ceva de genul ăsta. Dacă nu mă înșel. Mai avem un pic pe aici de ceaf. Și aici avem aproape 700 de kilograme de ceaf. 700 de tone. Deci... 700 de mii de kilograme. Sus. Îl închidem. Ok. Dacă apăsăm aici putem să vedem că avem compactarea la 87% și avem 642 de tone. Bun, păi în cazul ăsta o să pun drăciuța asta jos. O punem așa și băgăm viteză. Fugi, nu te bloca. Secretul e să mergi cât mai repede. Hai da, boss. Nu mai vrea. Lift weight, cred că da. Cred că trebuie să fac chestia asta. Hai și pe asta o punem jos. 88%. Nu prea se mișcă mult. 89%. Ok. Cred că o să iau celălalt utilaj pentru aplatizare special făcut. Ăsta văd că nu prea am dat randament aici. Hai să luăm cat-ul. Și fac așa o trecere, două, de fapt, știi ce? Hai să lăsăm info-ul ca să vedem. Îi băgăm un bec ca să-l pornim. Așa. Și mergem cu viteza luminii înainte. Hai un pic pe margini, cred eu că așa obținem un procentaj mai mare, 91. Bă, nici ăsta nu prea să mișcă, mă. Hai mai încet așa o leacă. Bă, dar care-i treaba? De ce nu am aici aplatizare? Păi ce Dumnezeu, cu ăsta nu mai scot decât un procent am scos la compactare, ești nebun. Decât unul. Like, what the fuck, man? Dude, trebuie să-ți revii. Bun, eu am venit pe partea aia. Hai pe partea asta acum. Jesus, 92% abia. Hai ușor. Așa, nu-i mai dau blană, îi dau așa mai puțin. Tu, doar 92. Băi, ce mă enervează. Hai da, mă! Compactează-te, puii mei! The hell! Wow, decât un singur procentaj, ești nebun. Păi și dacă mă duc, de exemplu, asta e să încerc eu cu reloader-ul. Da, așa că-s curios acum. Să vedem care dă mai mult randament. Fain e JCB-ul ăsta, dude. Are niște sunete superbe. Ia-o, e la 93, da? Na, merg așa ușor. 94, bine! Bine! Deja parcă văd că duce mai bine, uite, 95. Păi ce ai făcut, tati? Hai și cu 96-le, hai, dă-mi 96, dă-mi. Haide, dă-mi a doua, fă, dă-mi a doua, hai. Știți, filoma, știți? 96, mi-a dat 96.
Nice! Păi atunci optez pentru... Bă, nu știu, de două zile tușesc, dar nu sunt răcit sau ceva. Tușesc așa ocazional, nu știu, mă mai vedeți și în gameplay-uri. Cred că am ajuns la vârsta aia de bătrân, știi, la care pur și simplu tușesc random. Nu-mi explic care treaba, zici că mănec așa. Gata, mă, 97, cred că trebuie să mai fac totuși o trecere, a? 98. Hai. Hai, te rog eu, 100, 100, nu mă face, nu mă face, nu mă face, m-a făcut. Ah, hai înapoi. Gata, 100, baby, 100. Bun, mă voi da jos. Punem lepătură. M-am blocat acum. Bă, vorbești serios? Bun, și acum hai să facem reruta ăstuia, doar că trebuie să dăm cheatul la o parte. Vânzare silage. Silage. Enter. Bun. Pe astea le-am făcute? Hai să vedem. Yes, le avem făcute. Acum îi dăm decât drive course. Gata, tot. Hai, du-te. Fă-ți de cap, baby, fă-ți de cap. Fă-ți de cap. Hai, trebuie să funcționeze, să-l vedem cum își pune acum jos, așa. Nice. Te bloca pe stânga. De ce e așa drept? De ce e așa pe stânga? Eu mă dud. De ce te usești așa mult în stânga? No, bueno. Cred că așa m-am dus eu, a? În fine, îl lăsăm aici să vândă chestiuni. Bun. Next, hai să ne mai teleportăm prin utilajele noastre. Așa, canul ăla. Cât este? Stai să vedem ce status avem aici. Boom! Avem soia. Avem... e crescută. Holy shit, a crescut decât într-o zi. Holy shit, trebuie să ne punem pe recoltat, boys. Așa, după care trebuie să fertilizăm. Trebuie să fertilizăm. Îi punem de unde putem să fertilizăm. 8300 pe o cupă, dudes. 8300. Hai să mergem. Și pe ăsta îl pun pe automat. Colea. O, uite așa. Îi dau un H și nu merge. Ia stai tu un pic așa frumos. Dăm de aici. Gata, de aici a mers. Terenul ăsta nu este foarte bine făcut. Asta e toată treaba, este chiar foarte prost făcut. În fine, în fine. Bun. Acum, că ăsta fertilizează. Îl putem vedea aici că fertilizează foarte, foarte bine. Eu sunt cole așa. În regulă. Ce vreau să fac este să mă duc într-una din combinele mele. Care ar trebui să fie pe undeva, nu știu pe unde. Uite aici. Deci avem un masiv mare colea. Să luăm decât una? Putem să luăm decât una și să o lăsăm așa. Dar care ar mai fi distracția, boys? Care ar mai fi distracția? Hai să mai închiriem o combină. Și merge tot cu două. Ia-te-te, mă, ia-te-te. Îi dăm așa frumos el colea. O deschidem pe asta. Îi dăm un chiu ăsteia. Merge și o cuplăm. Băi, recoltăm cu două combine, cum am promis. Cum așa ceva? Luând ăstea martată din New Holland. Hai că ne permitem. Așa. Întâi fac și eu niște bănișori aici. Așa tot. Dăm pe fold. Și hai să-i dau din partea cealaltă. De unde eram o fertilizat? Stai. Trebuie să aștept să termine asta. Bun, păi știi cum îi facem ăstea atunci? Mergem până în partea cealaltă sau așteptăm să vină? Dar știi ce? Cred că până când vine... Că trebuie să-i dau de un colț, știi? Cred că până vine... Pot să mă stabilesc eu pe asta pe aici ca să nu încurce. Uite așa. După care ne luăm de la magazin. Bine, asta nu prea e practic ce fac eu acum, dar bă, ca să fie frumos, mă înțelegi ce vreau să spune. Asta e situațiunea. Ia mă, hai să luăm un fan de ăsta. Ăsta e 222. 266. Wow, mamă, ce diferență între ele. Ăsta mă costă 31 să-l închiriez și ăsta mă costă 17 să-l închiriez. Bă, hai să luăm pe ăsta. Îi dăm un lis ăstuia. Bă, să nu mai am naibii vreo combină pe undeva. Stai, să poate mai am pe la mine prin bază vreo combină. Ha? Nici nu știu. Nu, pare că nu mai am. Acum, sper să fie așa. Ha? Ha? Da, e ok. Bun. Acum, pentru că am luat ăsta, s-a blocat cineva, nu s-a blocat nimeni. Vezi, uite, tușesc ca un boșor. What the fuck is happening, dude? O să luăm, hai să luăm fendul. Fendul mic e ăsta. 7,6 metri, fendul mare e ăsta. Bă, hai mă să încercăm cu fendul mare. 4000, gata tati. Uite așa. Le facem un combinațion mondial, baby. Combinațion mondial. Merge mă, Ana. Mamă, 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 de minune merge. Ia uite-l. Uite-te cât de frumos este. Ia mă cât mai are aici, să un pic să vedem și noi.
A vândut 300 de chile. Ok, 300 de mii de chile și acum are vreo 600 de tone. Nice. Noi suc de noi suc. Da, așa, să mergem la combina. Noua combina, dude, trebuia să dau teleportarea invers. Gata, baby, hai. Desfoldează că toți suntem aici, mergem cu ea desfoldată. O, uite așa. Și acum facem următoarea bestie. Hoța! Aia a fost. Normal, combina asta nu trebuie să ducă header-ul ăsta. Dar profit aici un picuț, știi? Hop! Hai să o luăm. Mamă, frățiuer, nu vă nimic, stai să punem mai jos. Gata, cât am luat? Tot 8000. Dudes! Prețul se păstrează destul de bine. Adică eu până acum n-am luat mai mult de 8000 și ceva. 9000, de exemplu, n-am luat până acum. Deci 8000 și ceva mi se pare super, super bine. It's very nice, very nice, very nice. Bun, ăsta este terenul pe ăsta. Pasta, de fapt, o să pun din partea cealaltă. Deci dacă vine una așa și una așa, nu, hai să-l punem din partea asta. Și așteptăm ca să treacă fertilizatorul. Și mă duc în partea cealaltă, în colț. Și punem unul de acolo, eventual poate mergem noi cu unul. Știi, îl facem noi manual. Și până când, eu știu, trece de zona aia care nu merge, pur și simplu nu merge cu lucrător automat. Așa că cred că asta e cea mai bună soluție. Bun, trebuie să facem și curățenie la oi. Nu știu dacă mai apucăm să facem curățenie la oi. Și avem un utilaj care nu funcționează. Asta cu corespele, văd că și-a revenit. Ok, bă. Mai atinge din cauza că eu când am făcut ruta, n-am avut drumul egal și a trebuit să fac așa cu reloader-ul. Și el acum așa merge fix pe ruta aia. Și nu e bine. De asta, înainte trebuie să faci ruta pe silozul gol și după aia bași tu ceaf în el și așa mai departe, dar ai salvat acolo ruta. Și după aia când vine vremea să vinzi slici, îi de acolo import le ruta și ai rezolvat le situațion. Bun. Hai să vedem cum face pe aici, să nu stricăm cine știe ce. Ok, și pe asta o voi pune din partea cealaltă, dar tot așa, o să dau un pic la depărtare ca să nu avem probleme cu întoarcerea la stara, la imperator. Îl punem și pe ăsta pe aici. New Holland ăsta cred că trebuie să-l mut un pic de aici. Trebuie să facem și noi un pic de curățenie. Uite, acum ne-au scăzut banii. 7928. Hai, scap puțin. Adică nu se merită să oprim procesul doar pentru câțiva euro. Adică chiar e ok. Chiar e ok ce avem. Chiar e ok. Mai ales când mai vin acum 600. Păi în două zile trebuie să mai facem o rută acolo să, că se fermentează siliciu. Deci o să ne îmbogățim. Ok. Facem așa. O să profit că stara imperatorul meu încă merge. Dar cred că merge acum pe zona în care deja a făcut. Stai așa să-mi dau seama să vedem. Ba nu, merge fix perfect pe zona unde nu a făcut, ceea ce e super tare. Trebuie să o iau după aia când ajunge la capăt și să o iau eu manual de aici. Nice, nice, nice. Dacă tu sunt aici și mai am niște timp, o să aducem remorca noastră de 200. Deci remorca asta suportă 200 de tone. Avem mod showkeys pe canal. Dacă n-ați văzut și vă interesează o remorcă super mega faină, care, ce s-a întâmplat? Super mega faină, care funcționează de minune și la 200 de tone, poi la 200 de tone, nu trebuie să te duci de foarte multe ori la bunker sau la siloz ca să descarci, deci îți permiți un timp, dreapta, ok? Juhu! O ce rupe, iau ce rupe. Presupun că prima care se va încărca va fi cea verde, adică fendu. Și o voi duce în partea dreaptă, pentru că fendul vine din stânga, deci ne proptim acolo. Aici mă mâncă nasul. Fagi. Deci în partea asta, pentru că New Holland are capacitate mai mare, chiar dacă are head-ul mai mare, are și capacitate mai mare. Așa că duc tirul ăsta în capătul celălalt și când se umple doar mă duc cu el, pac, 200 de kilograme, 200 de tone, nu am stres, boys. Deci nu am stres. Imperator baby, you ok? You ok, motherfucker, you ok. Așa, dacă ne uităm sus, totul funcționează cum trebuie. Am dat să cumpere fertilizator pentru că sunt ocupat cu mai multe și nu am timp să încarc. Așa că, da, acum se cumpără fertilizator. Nu mai încarc eu cu rezervorul ăla mobil. Așa, tati, și pe aia îl punem pe ăsta, uite aici. Cu alea așa în afară. Ha, tare sau ce? Și știi cum facem, boys? Hai să vă explic cum facem. Haideți să vă explic că nu știți ce am eu de gând să fac. Pentru că eu până acum, eu nu folosești Uger Wagons-urile astea. Astea sunt niște remorci care descarcă și ele la... descarcă și ele, da? Dă-le încăcat. Descarcă, bine? Bine. Acum,
tată, ia uite ce avem aici. Titanul, motherfucker, de 34.000 de tone, motherfucker. Așa că, luăm pe ăsta. Urșul ăsta cât e? Nu, că ăsta descarcă ăstea, semințe și semințe, nu? Îl iau pe ăsta. Pe ăsta-l vreau, dă-l tata încoa, 6900. Gimme, gimme, gimme that. Gimme, gimme, gimme that. Acum, fiți atenți. Ăsta are trailer hitch, că eu nu mai știu. Are trailer hitch. Dar nu se iau trailer hitch-ul ăsta. Mă duc în utilajul meu preferat. Cu toții, care este? Holmer-ul! Ăla este. Asta e, baby, Holmer-ul. Așa că îi dă un decuplaj cu alea. Bum! Și mergem la magazin. Așa că mergem să luăm Uger Wagon-ul. Și după aia o să descarc de pe teren cu Uger Wagon-ul. Și după aia duc la remorca mea de 200 de tone. Așa ceva n-am mai făcut până acum, așa că sunt super entuziasmat de treaba asta. De ce? Pentru că în FES 19 avem un super mega Uger Wagon de ăsta. Nu știu cum se numește în română. În română chiar n-am idee cum se numește. Nu știu, e o remorcă care descarcă și ea la rândul ei. Eu doar atâta știu, atâta zic. Op, și stai să vedem dacă putem să o luăm pe aici. Și am putut să o luăm pe acolo. Panices! Uite, tată, setup. Da. Și acum dacă dăm cu spatele, trebuie să putem cupla. Și nu putem, că nu m-am încadrat eu bine. Cred, sper. Ha! Opa, mă ridică de cur. What? What is this? What the fuck? Ok, boys. Well, asta e o problemuță aici. Ha. Huh. Ok, păi, în cazul ăsta, știți cum facem? Îl duc. Oh, shit, am pierdut controlul. Ok, 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 ok. Deci nu e bine, nu e bună treaba. Stai să parcăm ăsta aici. Că știu care este utilajul meu. Ia, uite-l, tata. Mai trebuie să mai zic ceva? Mă duc ăsta pe câmp repede, pac, 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 încarc. Și după aia mă duc și descarc în ăla de 200 de tone. Ce fac, tata, uite. Juhu! La 130 de km pe oră mă duc cu ăsta, dar n-ai văzut, baby. Mă duc de n-ai văzut. Ia uite cât am prins până acum, aproape 100, fii atent, până când fac ocolișul, fac 100. Ia uite, tată, 100! Atât! Așa, hai să luăm pe... Mamă, mamă, cum a oprit acolo, Jesus. Așa, hai să cuplăm pe asta. Uep. Avem și, dacă vrem, volan cu alea, așa, că se dă cu spatele frumos, chestii nebuneli. Dacă mă înțelegi ce vreau, uite cât de fain arată acolo în spate, mânceaca, ia uite-l. De la Horș, baby, Horș. Asta e tata, Horșul. Preferatul meu acum, Horș, Horș. I am very fan Horș. Eu ce vin de ăla acolo, tot 250.000 avem, chiar dacă am închiriat o grămadă până acum. Gata, tata. Și acum avem tirul acolo, ăla stă, avem probleme. Și o să-l aduc pe ăla la mijloc. Ca oriunde aș fi, să fie relativ aproape. Nu merge să-l pun în colț, pentru că dacă mă găsește pe mine colea, așa, am cam îmbulinat-o. Ce se întâmplă acolo? De ce e blocat? Why are you blocked, motherfucker? Why you blocked? Why you blocked? Hai să punem din partea cealaltă pe tine. Ia vină încă. Come, come, come. Prima dată trebuie să-i dau manual o perioadă. Uite așa. Ha. Bun, trec de perioada asta, după care bam, bum, șacalaca, i-am dat pe, nu știu, zona aici, pui mei, nu-i făcut terenul cum trebuie, ai toată treaba. Și nu înțeleg de ce, pentru că terenul e pătrat, astea pătrate e cel mai ușor de făcut. În fine, dau H-ul și nu merge, vezi, trebuie să continui, trebuie să mai merg un pic, asta este. Dacă ne uităm cu alea așa, hai să ne uităm la fertilizat. Fac perfect, mânceaca, sufletul, fac perfect. 704, ok, ușor, ușor ne scad banii, dacă scădem sub 7000, îl las un pic. Sub 6500 am retras, am oprit. Hai, tată, hai, hașu. De ce nu merge? Păi ce am făcut? Trebuie să fac eu totul așa? Să vezi tu că trebuie să fac eu totul. Bă, nu-mi place asta. Hai, maestre, bagă. Hașu. What the fuck? My dude. This is no bueno. This is no bueno. Cred că trebuie să fac terenul ăsta cu course play. Și așa nu cred că o să mai am probleme.
Hai, Bosuleanu, hașu. What the fuck? Să vezi tu că trebuie să fac asta în continuu. Will, goddamn, goddamn, goddamn. Dar, pentru că am tot terenul relativ fertilizat, mai am decât partea asta, putem să facem următoarea chestie. Ce am eu aici ăsta? Bun, hai să-l punem pe ăsta la lucru. Din stânga, punem după aia fendul din partea cealaltă, eu continui să fertilizez aici și după aia ne vedem de treabă. Așa facem. Uite așa. Mamă, cât de frumos poate să fie jocul ăsta cu volan. Uite așa. Să încadrăm un picuț așa, să fim pe safe. Dacă mă înțelegi. Ăsta, ok, nu ne trebuie pe aia la ăsta. I-am dat H-ul. Nu îi dau H-ul pe ăsta. Stai un pic, că nu-mi place. H-ul de ăsta și vreau normal. Ce am făcut? Hai. Mere? Păi de ce să nu meargă? Ia uite, hai, împrăște-le, be. Așa, tat. Bravos, bravos, bravos. Ce avem? N-are importanță. Ia uite, și fertilizăm acelea. Ai văzut-o? Aia a fost. Frumos. Gata. Acum, hai să mergem un fend. De fapt, fendul e aici. Dacă nu mă înșel, trebuie să merg un pic pe jos. Merge pe jos. Vezi, mă, dacă aveam un cal, cam FS19. Iar avem reloader-ul blocat. Op, op, ce? Deblochează-te, boss. Așa, tat. Avem aici fendul. Dăm cu H-ul. Bă, nu mă, nu, nu, nu. Dă-i pe normal și ăstuia. Așa, tot. Dar aici vrea ăsta? O să-mi zică că a terminat, cred că. Normal, a trebuit să meargă. Deci nu merge... What the fuck? Deci fertilizatorul nu merge, dar ăsta merge. Asta e atât de ciudată situațiunea, pe cuvântul meu. Deci nu pot să înțeleg de ce unele merg, altele nu. N-am capacitatea de a înțelege treaba asta. Bun, Bosuleanu, hai să ne uităm să vedem. 7238 scade ușor, ușor. Cu cât vinde mai mult silici, cu atât scade prețul mai mult. Nu o să meargă vrăjeala asta în continuare. Nu o să țină forever. Dar atâta cât ține, voi profita de ea. Noi mergem un pic cu scustara. Sper că îmi țin aici cât de cât linia. Mă uit să fie în regulă. Pare a fi super în regulă. Ok, acum ne ia din rezervor pentru că noi suntem cei care fertilizăm, nu mai e rezervorul pe automat, știi? Dar v-am zis că nu mai facem curățenie la oi pentru că sunt prea ocupat cu astea. Vreau să facem cel puțin, deci mă, una dacă facem, o remor, că pot să mă duc și acolo frumos cu Uger wagon-ul meu. Deci, mamă, mamă, mamă. Și cred că facem pentru că prima combina, New Holland-ul, e la 25% în momentul de față. Mi-arată inspectorul sus stânga. The glance. Deci, super fain. Super mega fain, dacă acum ai 27%, păi eu dintr-o trecere o să scot un rezervor jumate, cred. Cam așa. Deci o să bag la soia de iarnă, nu o să am pe unde să mai pun soia, știi? Dar fiindcă am un wheel loader acum și l-am închiriat, aș putea să pun soia și pe jos. Shit, stai că am luat-o pe lături un pic. A, dar n-are important să văd că merge și așa. Da, putem să punem soia și pe jos și pe aia vin, pac, ia o cupă, am pus, n-au problemos. Uite dată cum merge ăla. Frumos. Eu am pe terenul ăsta acum 3 care funcționează. Am 2 combine și un fertilizator. Dar merge asta, merge foarte încet stara. Ia stai să vedem dacă îi dau eu... Ia să facem noi un picuț aici un test. Dacă îi dăm pe lichid, oare îmi dă mai repede? Îi dăm pe solid, îi dăm pe lichid. Uite așa, pac. Așteptăm să deschidă brațele. Deci mergeam cu 10-11 pe undeva pe acolo, da? Hai că vine ăla din spate, mă ia. Mă ia, haide. Let's go. 275 wage payment. Asta e pe lucrătorii automați. Ia. Și acum îi dau 11, 12, 11, 12. Nu tot dracul ăla e. Na, tot aia e. Nu, n-am făcut mare brânzet, să știți. Nu, fertilizează încet. Fertilizează foarte încet. Cu ce fertilizam eu foarte repede? Nu mai știu cu ce fertilizam repede. Dar asta fertilizează chiar încet. Deci, no me gusta mucho. Data viitoare, cred că punem tot așa porumb. Sau să vedem ce bani scoatem. Dar, da, aș pune tot porumb. Pentru că aș băga cord spre eu să fac automat, să descarce, să nebuneală, chestii, treburi. Uite cum vin bănișorii, dreapta sus, acolo, aproape am ajuns la 300.000. Ce vrei mai mult, mă? Ce vrei mai mult? Ia uite, 7.039, biogas planting com. Aproape acum, la următoarea, cred că scădem sub 7.000. Prea-mi convine, dar asta este, ai ce să faci.
Chiar n-ai ce să faci. Asta este. Da, așa. Pentru cine se uită la videoclipul ăsta, dacă aveți drum prin Spania și vă regăsiți prin zona Tarragona, am două CD-uri cu DLC-ul Horse, că tot vorbeam de Horse, să vi le dau. Deci, primul venit, primul servit. Dacă ne întâlnim, am cadoaie. Și stickere. Asta așa, un easter egg al acestui videoclip. Logic că... Cred că nu va fi nimeni, dar în caz că cineva o să fie. Ai bine, am și un... a little bit of goodies. Bun, hai că aproape ne apropiem. Uite cât de urât se vede pe harta asta, în stânga, marginea hărții. Păi nu, tata, la mine știi cum e pe harta de frumos? Zici, nici nu știu unde e marginea, mă. Bine, vezi unde e marginea, de oricum e mult mai frumos. Mult, mult mai frumos, nu se compară, mă. Nici nu se compară. Hai că l-am lansat pe la normă. Curios că merge cu 11, speram să meargă mai repede, fiind și imperator și ăsta. Dar cred că nu merge mai repede din cauza ca să lase... timp să absorbă solul, mă gândesc eu. Avem 80% Helper AU, care este New Holland-ul. Deci ajungem la capăt și încercăm. Mergem frumușel și cu Uger Wagon-ul pentru prima dată. Doar că trebuie să merg și cu Merțanul, mă, să-l punem la mijloc. Da, vezi, trebuie să merg cu Merțanul să-l pun la mijloc. O să-l iau de aici, dacă tot mă regăsesc aici, o să-l iau de aici. Hai să-i dăm ăsta un X fix când ajungem cu alea așa. Iar mă nec. Asta este, i-am dat X-ul. Îl voi parca aici cu fața, n-am timp să-l mai parchez cu spatele. Aoleu, nici nu l-am văzut pe ăsta. Un pomșoara cu cirișea pus. Oh my god. Oh my god. Și pe ăsta lăsăm. Oh, come on, man. Hai, da mai repede, jur. Hai că am treburi de făcut. Gata. Oh, a durat o veșnicie. O veșnicie. Bun, iar eu pe ăsta îl voi duce în partea cealaltă. Merg până în față. Hai, bagă, tată, bagă. 100%. 100% fendul. Păi, hai să descărcăm fendul așa. Și descărcăm, descărcăm New Holland-ul cu Uger Wagon-ul. Vezi, mă, că tot fendul l-am pus a doua oară și tot fendul s-a încărcat prima dată, pentru că are rezervorul mai mic și la fend, nu uitați că am pus un header mai mare, care nu era a lui. Deci, trebuie să luăm în considerare și treaba asta. Hai, bosule, nu. 4.000, durează, tată, durează acelea. De fapt, aș putea să-l las pe ăsta și ne putem teleporta. Ia, stai un pic. Ia, uite, tată. Și rezolvăm. A, uite, 89% New Holland 2. Ok. Fendul e blocat? De ce e blocat fendul? Nu, e gata. Și-a luat-o. Gata, e la 1%. Merg pe lângă New Holland, pentru că ăsta în curând o să fie la 100%. Să mergem așa ușurel. Creep on it, creep. Ia uite, tată. Fine sau ce? Fine sau ce? Hai să facem un pic de poză aici. 97%, hai, încă puțin. Încă puțin. 98. Ăla e. Îl văd. Mamă, ce rezervor mare are asta, dude. Foarte mare rezervorul. Stric un pic, nu mult. Dacă aveam roți subțiri, nu mai stricam. Așa, tată. Și o să vedeți cum funcționează asta. Dacă n-ați folosit utilajul ăsta niciodată, vedeți acum cum funcționează. Ăstea de obicei duc la remorca mare. Și fiindcă eu acum am o remorcă mare. Sau dacă aveți autotren. Dacă aveți autotren, funcționează de minune. Pentru că lăsați autotrenul pe o parte și după aia veniți, mi-am dat în cască. Și după aia veniți cu ăsta și descărcați înăuntru. Ceea ce mi se pare super tare. 6700, ok, o lăsăm. O lăsăm și cu 6000 o să vândă. Deci am luat 6600 pe cup acum de la Biogas. O lăsăm până la 6000. Și după aia întrerup mișcarea și aștept să crească. O să dau timpul din nou pe rapid. O să crească prețul la Biogas și mai vin și noi cu un preț mai mare, ca să nu pierdem, știi? Bun, acum, eu ce ar trebui să fac e să aștept să se mai încarce. Dar o să profit de chestiuni și vreau să vă arăt cum se descarcă toată treaba. Și după aia mă duc să iau și Merțanul de acolo de unde e el și să-l bag, să-l pun pe aici, prin dreapta, acolo așa. Și să-l punem la mijloc. Mi se pare o idee super bună. Așa, nu știu exact unde e Merțanul, dar cum s-ar trebui să prind niște viteză acum.
Chiar dacă sunt încărcat, prind, dar prind un pic mai greuț. Hai, boss. Ia uite, rupe. Uite merțanul, l-am văzut acolo. Cred că trebuie să dau acolo terenului. Uhu! Se duce, baby, se duce. Sunte bine, motherfucker, sunte bine. Oh, shit. Aprind, prind suta. Mamă, mamă. Țineți cum, ia uite ce am eu aici. Eu am 14 tone, mă, aici. Sunteți de bun și pe șinila, te auto. Hai, suta, 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 suta. Asta a fost. Nice. Așa, hai, păi, pici. Și, în primul rând, deschidem trapa. Țevuca de evacuare. Și ne încadrăm pe dreapta remorcii. Uite, așa. Cred că-i dau un follow me după aia. Aia pe asta. După care descărcăm aici. Practic e o remorcă care descarcă în altă remorcă. Vedeam că pot să-i fac așa o poză. Ha! I-am făcut-o. Și încă ora. Așa. Nice. Awesome, awesome. Deci practic descărcăm din remorcă în remorcă. Închidem țevul ca să nu ne deranjeze. Îi dăm aici un follow me. Și mergem și o plantăm pe asta pe mijloc. Doar că pe mijloc în partea cealaltă vreau eu. De fapt nu știi ce? Hai să mergem aici pentru că următoarea descărcată o să fie asta. Practic avem la 54%, nu? Fendul, da, e la 54%. Mergem la jumătatea terenului pe, pe barosăneală. Deci nu o problemă asta. Ala rămâne un pic în spate, dar e ok. Hai să estimăm așa când am fi la jumate. Cred că cam pe aici sunt la jumate. Punem pe ăsta aici. Și așteptăm și Valtrau. Wow! Chill, man, chill! Chill the fuck out! Gata, boșilor. Asta a fost. Ați văzut ce frumos am făcut aici? Păi, ce ziceți voi? Și după aia așteptăm și Costa. Gata! Continuăm data viitoare. Sper că v-a plăcut. Până atunci, v-am salutat!